Am fost la mare cu cel mai bun prieten al soțului meu, Tudor. Însă ceea ce a urmat acolo este greu de descris în cuvinte. Soțul meu era plecat în străinătate de 5 ani, ne-am construit împreună o casă în România și din lipsă de resurse financiare pentru a o termina, el a decis să profite de o oportunitate și a plecat la muncă în străinătate pentru a ne putea realiza visul. Eu am rămas acasă cu fetița noastră de 8 ani, care era înscrisă la școală aici, și nu am vrut să o mutăm într-o școală străină, unde s-ar fi adaptat foarte greu. Îmi iubeam foarte mult soțul, îmi era tare dor de el și abia așteptam să vină să ne petrecem concediul împreună. În fiecare an, soțul meu venea acasă și petreceam concediul împreună. Însă anul acesta, ceva s-a schimbat în comportamentul lui. Suna foarte rar, iar în urma ultimei convorbiri pe care am avut-o, mi-a spus că nu poate veni în țară deoarece are un proiect început. Atunci, i-am propus să merg cu fetița la el în Anglia și să ne petrecem concediul acolo, dar soțul meu mi-a spus să nu venim, deoarece va fi mai tot timpul la lucru și va lucra în altă localitate. Câteva zile mai târziu, în schimb, soțul meu a încercat să compenseze lipsa sa printr-un gest generos, trimițându-ne bani și un pachet plin cu haine, dulciuri și jucării pentru fiica noastră. În pachet era și un bilet în care își cerea scuze că nu poate să vină și îmi sugera să merg cu prietenii noștri în concediu, la munte sau la mare, așa cum făceam în fiecare an. Eram obișnuiți să mergem în gașcă în concediu, dar anul acesta nu-mi venea să merg fără soțul meu. Totuși, Tudor, cel mai bun prieten al soțului meu, mă invitase la mare. Desigur, nu mergeam singură, doar eu și el, ci împreună cu grupul nostru de prieteni. Mi se părea nedrept să mă distrez în timp ce el era singur acolo, dar el însuși mă încuraja să fac asta. Fetița plecase și ea în tabără cu colegii ei, iar eu rămăsesem singură și mă gândeam dacă să merg sau nu la mare. Până la urmă, am decis să merg împreună cu prietenii noștri la mare pentru câteva zile. Așa că i-am trimis un mesaj lui Tudor și i-am spus: "Bună, Tudor! Să știi că am decis să vin și eu la mare cu voi în concediu." Răspunsul lui a venit imediat: "Ce mult mă bucur că ai decis să vii! O să ne distrăm de minune cu toții." Am împachetat rapid câteva lucruri esențiale, iar Tudor a venit să mă ia și am plecat împreună. Pe drum am vorbit despre tot felul de lucruri, râzând și rememorând momente frumoase. A fost o călătorie plăcută și am ajuns la vilă cu sufletele încărcate de optimism. Vila era situată într-un loc superb, undeva sus, cu o priveliște uimitoare la mare. Curtea era plină de flori, iar vila avea o terasă spectaculoasă, tot cu vedere la mare. Ne-am cazat și apoi am mers la plajă, unde am stat la soare, ne-am bălăcit în apă și ne-am distrat toată ziua pe malul mării. M-am simțit bine, mai liberă decât fusesem de mult timp, iar compania lui Tudor era reconfortantă. Seara am stat cu toții până târziu pe plajă, privind apusul magnific, cântând și dansând, bucurându-ne împreună de acele momente frumoase. Apoi am plecat spre vilă, însă, după ce ne-am dus să dormim, am auzit o bătaie la ușă. M-am dus să deschid și l-am văzut pe Tudor. Nu știam ce s-a întâmplat, dar el mi-a spus: "Te iau la o plimbare pe plajă." La ora asta, l-am întrebat eu, mirată, fiind deja foarte târziu. Însă el a insistat și am acceptat, crezând că vrea să-mi arate focul de tabără pe care îl făcuseră niște tineri pe plajă. Dar în schimb, m-a surprins complet. Ne-am plimbat pe plajă și la un moment dat m-a luat de mână și mi-a spus: "M-am îndrăgostit de tine, Irina. Te iubesc de foarte mult timp, dar niciodată nu am îndrăznit să-ți spun asta." Am înghețat, neștiind cum să reacționez. După un moment de șoc, m-am eliberat din îmbrățișarea lui și am fugit spre camera mea. Confuzia și tristețea m-au copleșit. Tudor a fost mereu acolo pentru mine, dar niciodată nu am realizat că el ar putea avea astfel de sentimente. În camera mea m-am gândit să plec. Nu mai vedeam rostul să rămân acolo, dar înainte să pot lua o decizie, Tudor a bătut la ușa mea.
Irina, te rog, trebuie să vorbim, a spus el, după ce am deschis ușa. Am stat tăcuți o vreme, apoi i-am spus. Tudor, țin mult la tine, dar sunt căsătorită și am un soț minunat. Știi asta. Însă el mi-a spus. Hai să-ți arăt cu cine ești căsătorită. Atunci a scos telefonul și mi-a arătat o grămadă de poze cu soțul meu, care era împreună cu o femeie și cu un băiețel. Nu înțelegeam ce caută soțul meu cu acea femeie, dar Tudor mi-a spus, soțul tău și-a refăcut de mult viața în Anglia. Are o soție și un băiețel, iar tu plângi seară de seară de dorul lui. De aceea nu a vrut să vină în țară anul acesta. Nu îmi venea să cred. Soțul meu avea o familie în Anglia. Acesta era motivul pentru care putea să stea atât de mult timp departe de mine și de fiica noastră. El își refăcuse viața în altă parte, în timp ce eu plângeam și sufeream adesea de una singură. Am început să plâng atât de tare, încât nu mă mai puteam controla. Am intrat în cameră, mi-am strâns hainele și voiam să plec. Când Tudor a venit la mine în cameră, eram cu ochii plini de lacrimi. M-a îmbrățișat și mi-a spus că îmi va fi alături, indiferent de decizia pe care o voi lua. Adevărul este că Tudor era omul la care mereu găseam sprijin, o vorbă bună, înțelegere și chiar iubire. L-am rugat să mă duc acasă și m-a dus. Când l-am confruntat pe soțul meu, a recunoscut și mi-a spus că regretă, dar că viața lui a mers înainte, în timp ce eu îmi pusesem viața pe pauză în așteptarea lui. Timp de 6 luni am plâns și m-am simțit devastată. Însă Tudor mi-a fost alături fără să-mi ceară ceva în schimb. După un an, am decis să-l primesc pe Tudor cu adevărat în viața mea. Mă îndrăgostisem de el. M-am căsătorit cu el și pot spune că viața mea a fost una minunată alături de el. Am uitat ce înseamnă să vărs lacrimi, să mă simt singură sau tristă. Tudor mi-a schimbat viața într-un mod minunat. Ce bine că Dumnezeu mi l-a dat pe Tudor. Morala acestei povești este că viața nu se desfășoară întotdeauna conform așteptărilor noastre și uneori trebuie să ne confruntăm cu realități dureroase care ne pot schimba cursul existenței. În plus, povestea ne reamintește că adevărata fericire și liniște sufletească se pot găsi adesea în locuri neașteptate și prin persoane care ne stau alături în cele mai grele momente. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.